Fata povestește că cel care i-ar fi putut fi bunic profita de ea de la vârsta de 6 ani. Se pare că mai întâi bătrânul ar fi încercat să aibă o relație cu mama fetei, dar între timp s-a răzgândit. Câți ani aveai atunci când s-a întâmplat prima oară? 6-7 ani. Wow! Da, atunci am strigat la un vecin și a auzit vecinul și a venit. I-ai spus mamei ce ți s-a întâmplat? Da. Da? Și mama cum a reacționat? Da. Hai să întrebăm direct. Doamna, cum ați reacționat atunci? Nu, să ne spune ea. Ne-am certat cu el și atunci susținea că nu. S-a jurat că nu și o să-mi demonstreze să am încredere în continuare că nu este adevărat, că el doar se juca cu fata, așa ne spunea atunci. Joaca de care vorbește tânăra a mai avut loc și anul trecut. De data aceasta, minora a rămas însărcinată și a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Tu i-ai spus lui în momentul în care ți-ai dat seama că ești însărcinată, nu? Da, i-am zis, dar el nega și zicea că se duce la o vrăjitoare și îi zice vrăjitoarea că nu e el tată copilului și că eu mă întâlnesc cu tatăl pe vitre. Bătrânul de 77 de ani nu recunoaște nimic din cele întâmplate. Mai mult susține că fetița care a venit pe lume este a tatălui vitreg al fetei, adică actualul soț al mamei minorei și nu al lui. Misterul va fi lămurit însă în momentul în care va fi efectuat testul de paternitate.